Bună ziua, stimați prieteni, vă invit la cea de 88-a ediție de analize economice, un proiect comun în viitor și privesc că eu. Puteți privi toate celelalte ediții pe pagina oficială a acestor două instituții sau pe pagina mea units.md. Astăzi aș vrea să discutăm despre un subiect care nu pretind că este cel mai important, dar a trezit anumite întrebări și trebuie să clarificăm. Și vorbim despre faptul că în prima lună al ianuarie volumul de credite oferit de către sectorul bancar a înregistrat o ușoară scădere. Întrebarea este, ceva se întâmplă sau nu este nimic? Spun din start, nu se întâmplă absolut nimic, lucru care vom explica, dar toate lucrurile trebuie clarificat, trebuie să vedem ce s-a întâmplat în general în ultimul an și jumătate, de atunci de când Banca Națională destul de activă a avut 10 majorări de a dobânzilor rata de bază, banii s-au scumpit, acum din contra asistăm deja timp de 2 luni la 2 scăderi, ultima semnificativă a ratei de bază, asta înseamnă o tendință clară de ieftinire a banilor, se întâmplă lucrul acesta pe fundalul reducerii ratei inflației, ceea ce ne face să credem că situația privind rata inflației, creditele, ieftinirea banilor, creșterea volumului de credite, inclusiv ipotecare, că aceasta de fapt este una dintre întrebări care interesează pe cei care ne privesc, se va ameliora, în opinia mea, undeva în a doua jumătate a anului 2023, dar trebuie toate lucrurile să descurcăm. Haideți să le luăm pe rând. Dacă ne uităm atent, observăm că volumul de credite oferit de către sectorul bancar în acest an, în luna ianuarie, a scăzut comparativ cu luna decembrie anul trecut cu 1,1 miliarde de lei. Vreau din tare să spun că nu se întâmplă nimic deosebit, este un factor temporar, cred că situația se va ameliora dacă nu în luna februarie, atunci cel târziu în luna martie, dar cu toate acestea, fiindcă mulți întreabă ce e aceasta, trebuie să aducem explicații de rigoare. Observați atent, în anul 2022, volumul total de portofoliu de credit în sistemul bancar a crescut cu 5,3 miliarde lei, este o cifră foarte mare, dar de 2 ori mai mică decât în anul 2021. De fapt, anul 2021 a fost un an fără precedent în istoria noastră, când volumul sau portofoliul de credit a crescut cu 10,7 miliarde lei. Ce se întâmplă și de unde s-a luat? Pentru a înțelege lucrul acesta, am luat evoluția trimestrială, se putea de luat cea lunară, dar nu are sens, trimestrială ne arată datele. Și am luat cu cât crește portofoliul de credite pentru ultimele 12 luni. Dacă observăm, la noi, până în 2018, și anume până în luna februarie, portofoliul de credit din sistemul bancar a scăzut constant începând de 2014 până în 2018. După aceasta a început să crească lent și undeva a ajuns la 5 miliarde de lei creștere anuală. Lucru care mai mult sau mai puțin este bine. În 2020 observăm o scădere, vă aduceți toți aminte, legată de pandemie, luna în trimestrul 2 am avut practic o înghețare a activității economice și lucrul acesta s-a reflectat. Tot a început să explodeze, dacă putem spune așa, în 2021. Oamenii și-au revenit după pandemie, cererea amânată, contextul favorabil, dobânzile cele mai mici care au existat vreodată în istoria noastră, rata de bază a ajuns la minimul istoric de 2,65%, toate lucrurile acestea pur și simplu au accelerat creditarea și în trimestrul 2022, în valoare anuală, portofoliul de credit în sistem bancar a înregistrat cea mai puternică creștere, 12,3 miliarde. Practic, în fiecare lună, volumul de credite contractat de către populație de agenți economici creștea câte 1 miliard de lei. Toate aceste lucruri pe fundalul unei inflații fără precedent în ultimii 23 de ani, am avut cea mai mare inflație, Banca Națională, unii spun cu întârziere, eu zic că nu întârziere, dar Banca Națională, anticipând acest proces, a început să crească rata de bază. Evident a crescut rata de bază, a năsprit politica monetară, simplu ca să nu intru în multe detalii, a început să scumpească banii. Prin aceasta, descurajăm creditele și vreau aici să atrag atenție, tot vorbim descurajare creditului, descurajare creditului, să ne întâmplăm tot lucru. Și încurajând economiile. Deci Banca Națională cumva a vrut să trimită un semnal societății, oameni buni, consumați mai puțin, economiseți mai mult. Lucru care s-a manifestat foarte clar în ianuarie, volumul de credit din sistemul bancar raportat cu ianuarie anul trecut a crescut cu doar 2 miliarde de lei,
ceea ce este de 5 ori mai puțin decât am avut acum jumătate de an. De fapt, dacă observăm atent, avem o încetinire, aș putea o spune, destul de bruscă procesul de creditare în sistemul bancar. Și aici, de ce eu spun că luna ianuarie este o excepție? Acum și aveți vedea. Următorul grafic. Evident, credite îți dau, eu îl împărțăm în două, pentru persoane fizice și pentru persoane juridice. Și următorul grafic ne arată că, de fapt, luna ianuarie este mai degrabă o excepție decât o regulă. Dacă ne uităm atent, portofoliul de credite, în fiecare lună, deci am luat media lunară, creștea credite noi. În ce scuz, acolo scrim, vorbim despre volumul total de credite din sistem bancar, dar noi vorbim câte credite dau băncile noastre în fiecare lună. Până în anul 2020, volumul mediu sau volumul total de credite noi care erau date către bănci erau de 2,7 miliarde lei. Evident, oamenii, unii iau credite, unii întorc credite și în mediu îndătorarea populației creștea cu 6-700 de milioane de lei în fiecare lună. După aceasta, observăm anul 2021, avem boom acesta de 4 miliarde de lei crește volumul de credite. După ce s-a început procesul de înăsprire a politicii monetare, aici vreau să reamintesc foarte mult, lume spunea, da, Banca Națională înăsprește politica monetară, noi trebuie să descurajăm împrumuturile persoanelor fizice, nu trebuie să afectăm business-ul. Trebuie să fie o politică cumva dublu standard, cum ar fi pentru populație să înăsprim politica pentru business-ul. Nu există așa instrumente, dar Banca Națională, chiar dacă nu are așa instrumente, totuși efectul a fost anume acesta. Dacă ne uităm atent, creditele noi date pentru populație a scăzut de la 1,5 miliarde, recordul absolut în 2021, trimestrul 3, în fiecare lună populația s-a împrumutat câte 1,5 miliarde de lei, a scăzut până la 600 de milioane. Cât privește business-ul, noi din contră observăm de la 2,7 miliarde de lei, avem o stabilizare, iar în 2022 chiar o creștere în trimestrul 4 am ajuns până la 3,5 miliarde de lei lunar business-ul s-a împrumutat. Ce înseamnă lucrul acesta? Înăsprirea politicii monetare a băncii naționale a descurajat împrumuturile populației, însă cumva nu a afectat împrumuturile luate de către business. În ce sens nu a afectat? Da, banii sunt mai scumpi, dar business-ul oricum a luat credite destul de activ și noi în luna ianuarie avem o scădere din simplu motiv că business-ul s-a împrumutat cu mult mai puțin. Tendința generală a business-ului este totuși să împrumute, din acest motiv considerăm că luna ianuarie este pur și simplu o lună atipică și lucrurile se vor relua, din acest motiv în luna februarie sau luna martie noi vom avea o restabilire a portofoliului de credite și el se va restabili din contul împrumuturilor luate de către mediul de afacere. La persoanele fizice, dacă ne uităm atent, cel mai mult politica monetară a băncii naționale și de fapt tot ce s-a întâmplat în ultimul an și jumătate este afectat în primul rând populația. Volumul maxim de credite noi care au fost luat de cetățenii noștri a fost în trimestrul 3 anul 2021 1,5 miliarde de lei. Banii aceștia au fost împărțiți în trei categorii. Prima este 965 de milioane de lei credite de consum. Record absolut, 511 milioane de lei credite ipotecare, asta vorbim de în fiecare lună, 511 milioane de lei credite pentru ipotecă și 50 de milioane de lei credite luate de persoane fizice pentru începerea unei afaceri. O sumă foarte micuță. După ce s-a scumpit banii, observăm creditele cel mai mari, care erau creditele de consum, s-au redus de două ori, până la 423 de milioane de lei în prezent și tendința de scădere este stabilă. La afaceri, noi din cont am avut și o creștere, observați, până la 118 milioane de lei s-a luat în 2022, acum avem o ușoară scădere, sper că este temporară, dacă observați în luna întâia, avem doar 51 de milioane de lei, iarăși cred că este legat ca la afaceri. În luna ianuarie oamenii nu prea iau împrumuturi pentru afaceri, din acest motiv cred că această cifră va crește. Cel mai trist este creditele ipotecare. Dacă în 2021 lunar se luau 511 milioane de lei pentru procurare de locuințe, în ianuarie s-au luat doar 107 milioane de lei, de 5 ori mai puțin și ne-am întors la anul 2017 până ce s-a fost aprobat programul Prima Casă. Tot ce avem de făcut în prezent este să încurajăm împrumuturile pentru afaceri,
să încurajăm împrumuturile pentru agenți economici și să încurajăm împrumuturile ipotecare, cum ele pot fi încurajate prin scăderea dobânză, prin programe de susținere din partea statului. Deci, tot ce avem noi la ziua de astăzi, luna ianuarie, de fapt este o creditare mai slabă a mediului de afaceri și a populației care ia împrumuturi pentru desfășurarea unei afaceri, vorbind de persoane private. Și dacă ne întoarcem la creditele imobiliare, observăm până în 2017, anul de referință unde am ajuns noi acum, volumul creditelor totale, portofoliul de credit în sistemul bancar era de doar 2,6 miliarde lei. De la independență până în 2017, băncile au reușit să acumuleze un portofoliu de credit ipotecare pentru populație de 2,6 miliarde lei. Și doar în 5 ani de zile, acest portofoliu a crescut de 5 ori. Am ajuns la 12,3 miliarde lei. Și acum avem o ușoară scădere și este legată anume de dobânzele foarte mari care a speriat oameni și în prezent procesul de creditare este de 5 ori mai lent decât a fost. De ce s-a întâmplat acest lucru? Dobânzele medii, dacă anul în august, un an jumătate în urmă, dobânzele medii pe sistemul bancar erau 6,38%, acum e 14%, sunt aproape de 2,35 ori mai mult, de 2 ori și ceva, nu chiar 2,35, de peste 2 ori mai scump. Deci scumpirea banului a descurajat foarte mult populația ca să se împrumute și ca efect ce avem? Noi până în anul undeva 2010-2011, surplusul de lichidități în sistemul nostru bancar era foarte micuț. Ce avem noi în vedere când vorbim de surplusul de lichidități? Banca are două funcții. Prima, ia bani de la cei care au un surplus de bani și dă împrumuturi la cei care au nevoie de bani. În varianta ideală, câți bani a luat banca, fix atâta trebuie să ofere credit. Până în 2010, cam era, așa și era. Luau 10 miliarde lei depozite, dădeau 10 miliarde lei credite. Luau 12 miliarde lei depozite, dădeau 12 miliarde lei credite. După jaful bancar, la noi s-a întâmplat un proces foarte interesant. Procedura de creditare a devenit una destul de nevoioasă. Băncile, practic, s-au închistat și foarte greu dădeau credite, iar oamenii, după o scurtă perioadă, au început să aducă înapoi bani în sistemul bancar. Și noi am ajuns în anul 2020 că aveam 79 de miliarde, aproape 80 de miliarde lei sub formă de depozite în bănci și doar 46 de miliarde lei credite. Surplusul de bani în bănci era 34 de miliarde lei. 34 de miliarde lei stăteau în sistemul nostru bancar fără niciun fel de utilitate. După aceasta, situația a început ușor să îmbunătățească până în 2022, din simplu motiv că creditarea mergea mai repede decât banii care oamenii depuneau și această sumă a scăzut nesemnificativ. În acest an, noi am început cu reducerea volumului de credite și cu o creștere a depozitelor. Drept rezultat, avem 35,6 miliarde lei bani neutilizați, care stau ca o piatră în sistemul nostru bancar, deci surplusul de lichidități a atins cota istorică maximă, dar iarăși cred că nu este pe perioadă foarte lungă, în cel mai scurt timp noi ne vom reveni. Respectiv, aceasta ar ridica alte două întrebări. Care este volumul de creditare netă a populației? Ce avem în vedere când vorbim de creditare netă a populației? Asta avem în vedere economiile nete ale populației. Vorbim despre banii care oamenii țin în bănci minus creditele care le-au luat. Adică câți bani în realitate oamenii păstrează în bănci. Dacă observați, acest proces întotdeauna a fost pozitiv, cu excepția anului 2017-2018, atunci când s-a pornit proiectele Prima Casă și când a început să crească consumul. 2020 este o excepție din simplu motiv că am avut pandemie și oamenii s-au creditat mai puțin și au economisit banii. 2021 este un an fără precedent. Creditarea netă, economiile nete ale populației s-au redus dramatic. Altfel spus, oamenii au depus cu mult mai puțin bani în sistemul bancar cât au luat credite. Iar 2022 și în ianuarie 2023 avem o tendință de recuperare. Și aici, de fapt, este concluzia cea care una din concluzii este că politica băncii naționale a încurajat populația să facă economii și să crediteze mai puțin. Respectiv, în anul 2022, oamenii au depus cu 1,3 miliarde de lei mai mulți bani în bancă decât au luat credite. În 2023, doar într-o singură lună, oamenii au depus cu 700 de milioane de lei mai mulți în bancă decât au luat credite.
În acea fel, noi încurajăm economiile, populații și invers, creditarea agențelor economice. Deci, pe de o parte avem economiile nete ale populației, pe de altă parte avem creditarea netă a business-ului. Ce înseamnă creditarea netă a business-ului? Câți credite au luat agenții economici, minus depozitele care le-au în bănci. Dacă observați, până în anul 2018, creditarea netă a business-ului era de aproape 19 miliarde de lei. Deci business-ul lua cu mult mai multe credite decât a pus în bănci. Am avut un an fără precedent în istoria noastră, așa ceva este greu de imaginat, în 2021 creditarea netă a business era negativă. Ce înseamnă lucrul acesta? Oamenii de afaceri țineau mai mulți bani în bănci decât credite au luat. Bănci, în loc să fie mecanismul prin care economiile populației prin intermediul băncilor ajung în banii populației, prin intermediul băncilor ajung în economie, noi am avut o situație exact invers. Banii mediu de afaceri care în loc să fie investiți, ei duceau la bancă și banca că dădea credite la populație, că populația se consume. Deci am avut o situație absolut stupidă prin care noi, de fapt, am creat o economie de consum. Înăsprirea politicii monetare, de fapt, foarte slab a rezolvat problema, a început să crească creditarea mediului de afaceri. Ca să vă fie foarte clar, am mai făcut următorul grafic. În linia de jos este volumul de depozite care le-au băncile, companiile în bănci, sus sunt volumul de credite. Dacă observați, în 2013, companiile din Republica Moldova aveau luat 37 de miliarde de lei credite și 20 de miliarde de lei erau depozite în bănci. În ziua de astăzi, noi am ajuns în anul 2021, anul cel mai nefast în istoria noastră, volumul total de credit care agenții economice erau luat era 33,5 miliarde de lei, dar depozitele în bănci erau de 34,2 miliarde de lei. Atunci când cineva întreabă din ce cauză băncile nu dau credite la mediul de afaceri, întrebarea mea este cu mult mai gravă. Că băncile nu dau credit este o întrebare. Întrebarea este de ce agenții economici banii lor nu investesc de țin în bănci. Și lucrul acesta, evident, este unul neplăcut până în ziua de astăzi. În înăsprirea politicii monetare, foarte slab a rezolvat această problemă, dar nu suficient. Totodată, prin această reducere a volumului de credit către populație și creșterea, nu substanțială, dar creșterea așa timidă a creditării agenților economici, cumva a rezolvat raportul de forță dintre volumul de credite oferit mediului de afaceri și populație. 10 ani în urmă, sau mai precis 12 ani în urmă, din tot portofeliul de credit care erau date la bănci, 90% era pentru agenții economici, 10% pentru populație. De fapt, băncile lucrau pentru agenții economici, băncile luau depozite la populație și dădeau credit la agenții economici. Situația s-a inversat, în special după 2014, dacă observați după 2014, în grafic se vede foarte clar, și noi am ajuns peste 40% din toate creditele care erau date erau pentru populație și 59%, ne 60% pentru mediul de afaceri. După aceasta, după 2022, jumătatea al 22, a început să îmbunătățească situația. În prezent, mediul de afaceri are 62%, este practic neobservată, dar tendința este foarte clară. Băncile, după ce s-au focusat pe populație și au creditat populația, deoarece asta era unicul mecanism prin care ei au supraviețuit în ultimii ani, în sfârșit, băncile începe a se întoarce cu fața spre mediul de afaceri și sperăm foarte mult că băncile comerciale din Republica Moldova se vor ocupa cu ceea ce trebuie să ocupe. Banii de la populație să fie investiți pentru mediul de afaceri. Aș mai vrea aici să atrag atenția la un aspect important și după aceasta finalizăm prin a da care ce se va întâmpla în viitor apropiat. Mai este încă un lucru. Împrumuturile care le luau oamenii pentru afaceri. Deci oamenii sunt împrumutați la bănci pentru trei scopuri. Pentru consum, pentru ipotecă și pentru ca să desfășoare o activitate de afacere. Dacă observați, în 2014 populația avea aproape 1,6 miliarde de lei împrumuturi pentru afaceri. După aceasta, suma a scăzut de două ori până la 0,7 miliarde. Și acum, în special, după ce s-a început a năspri politica monetară a băncii naționale, creditele de consum au scăzut, creditele ipotecare
stau așa, iar creditele pentru afaceri cât de cât au crescut. Încă o dată vreau să repet enunțul care l-am spus de câteva ori. Înăsprirea politicii monetare a Băncii Naționale a descurajat împrumuturile, dar nu și acele pentru afaceri. Dacă observați, ele au crescut destul de bine exact în perioada când s-a năsprit politica Băncii Naționale. Încă un efect colateral în scumpirii banilor este legat de un fenomen care nu este prea bun și Banca Națională în prezent întreprinde măsuri ca să rezolve. Tipul împrumuturilor care le au oamenii. Dacă observați atent, până în 2012 am avut situație când împrumuturile în valută erau mai mari decât împrumuturile în lei. După aceasta am avut o creștere a împrumuturilor în lei și din 2015 până în 2022 portofoliul de credite din sistemul nostru bancar a crescut exclusiv din contul creditării în lei. Creditele în valută au rămas stabil la 15-16 miliarde lei. În trimestrul 34, din cauza că creditele în lei au devenit foarte scumpe, dacă observați, noi avem o reducere a volumului de credite în lei și avem o creștere destul de semnificativă de aproape 20% a creditelor luate în valută. Asta nu este prea bine, noi de mulți ani spunem să luptăm cu, nu vreau să folosesc o anumită valută, dar noi trebuie să trecem economia la valută națională. Ceea ce face în prezent Banca Națională este că pentru prima dată rezervele obligatorii în valută sunt mai mari decât în lei. Deci Banca Națională înțelege problema aceasta care o avem și ea încearcă să rezolve această situație prin încurajarea creditării în lei. Cine așteaptă? Totul începe de la rata de bază. E clar, sunt două instrumente, rata de bază și rezerve obligatorii. Eu nu mă opresc la două, din simplu motiv că a doilea este copia la primul. Deci și la rezerve obligatorii se întâmplă fix același lucru și se întâmplă și la rata de bază. Dacă observați, anul 2020, Republica Moldova are cea mai mică rată de bază a Băncii Naționale, în 2,65%, ceea ce a dus în jumătate de an, la mijlocul anului 2021, Republica Moldova a avut cei mai ieftini bani din împrumut și lucrul acesta s-a manifestat prin creditare fără precedent. Timp de un an și jumătate, Banca Națională de 10 ori a scumpit bani, ajungând la 21,5%. Evident, lucrul acesta a dus la scumpirea creditelor și a dus la creșterea depozitelor. Scumpirea creditelor s-a manifestat prin reducerea creditelor, scumpirea depozitelor s-a manifestat prin aceea că oamenii au început mai activ să pună banii. Prin rata de bază, Banca Națională a trimis un semnal clar. Economisiți și nu cheltuiți. După aceasta, noi deja în două luni de zile avem prima reducere în decembrie și a doua este pe 7 februarie. În două luni de zile noi asistăm la două reduceri ratei bază, dintre care pe 7 februarie una semnificativă până la 17%. Datele pentru ianuarie încă nu reflectă efectul din 7 februarie. Din acest motiv, credem că în viitor apropiat Banca Națională va continua procesul de reducere ratei de bază, va relaxa politica monetară, lucru care va duce la ieftinirea banilor. Dacă ne uităm atent, aici am să rog colegii să dea ultimul grafic ca să aici să finalizăm, am luat care este rata dobânzii medie la credite și care este rata dobânzii medie la depozitele bancare. Dacă observăm atent, la noi depozitele bancare au crescut destul de puternic, au ajuns chiar să fie mai scumpe decât rata medie la credite. Da, de ce asta se întâmplă? Nu întrebați, asta este posibil. Noi am avut așa ceva. În prezent, noi deja asistăm la o reducere a ratei dobânzii la depozite, la credite, până când situația este stabilă, pentru mediul de afaceri. Deja înregistrăm o ușoară scădere, ceea ce în concluzie este următoarea. Situația din ianuarie este una ca excepție. Banca Națională a început să reducă rata de bază. Aceasta înseamnă că se vor începe ieftini banii. Aceasta înseamnă că mediul de afaceri va începe a lua bani mai activ. Creditele de consum, ținând cont că mai sunt și alte politici ale Băncii Naționale, cel mai probabil nu vor crește atât de rapid după cum cred unii, dar vor crește dar cu mult mai lent. Tot ce sperăm noi că se va întâmpla, vor crește creditele pentru mediul de afaceri, creditele persoanelor fizice pentru începerea unei afaceri și creditele ipotecare, cred că vor începe a înregistra o creștere în câteva luni de zile atunci când vom simți o scădere a ratei de bază pentru creditele ipotecare. Aceasta a fost astăzi. Vă spun, cert este un singur lucru.
efectul inflaționist și costul și banii scumpi deja se epuizează și cetățeanul simplu va începe să simți acest lucru. Voi repeta încă de multe ori, undeva în a doua jumătate a anului 2023 se va vedea că banii s-au ieftinit, procesul de creditare s-a relaxat și noi putem să ne întoarcem înapoi în albe normală activități economice. Vă mulțumesc până data viitoare!